Dezastru în parcurile din municipiul Pașcani. Așa numitele locuri de petrecere a timpului liber au fost lăsate de izbeliște, transformându-se în locuri de care pășcănenii se feresc. Bănci distruse, coșuri de gunoi puse la pământ, balansoare rupte și ruginite, care sunt un pericol pentru micuți. Așa se prezintă parcurile din oraș în prima lună anului 2022. Reporterii BIT TV au făcut un tur al parcurilor din oraș, iar realitatea în teren este următoarea. Parcul municipal, cunoscut ca un loc îndrăgit de pășcăneni în trecut, arată dezolant. Mobilier stradal rupt și becuri sparte, iar în partea de lângă peștișorul, o imagine a lacului fără apă, dar cu bucăți uriașe de beton și bălării. Tot ce este mai atrăgător pentru oameni sunt echipamentele de fitness, dar și acestea puține, spun cei care le utilizează. Ce aveți de starea parcului municipal sau de starea parcurilor din oraș? Păi, parcul municipal, după cum se vede, trebuie puțin, mai ales lacul, trebuie un pic mai mult amenajat. Deci, probabil, în lipsa banilor, nu știu de ce motive. Văd că sunteți o persoană activă, faceți mișcare. Obișnuiți să faceți activitate și la echipamentele sportive din parc? Mai puțin, da, dar fac. Atunci când este cald, fac. Și sunt binevenite. Pot suplimenta, că mai multă lume agrează. Este interes din partea pășcănilor? Da, este interes din partea pășcănilor. Acum este foarte frig, dar în mod normal foarte multă lume vine dimineața aici și lucrează. Toate trebuie puse la punct pentru copii, pentru... De acum se încălzește afară. În parcul Riama, cele două balansoare pentru copii sunt murdare, vechi și rupte. Cei care vin cu nepoții sau copiii pentru a petrece timpul liber aici nu au foarte multe opțiuni la îndemână, acesta fiind și principalul motiv de nemulțumire printre cetățeni. Aveți de starea parcului? Poftim? Starea parcului de aici. Da, e foarte fain. Cea mai dezastruoasă situație este în parcul din zona de alt, din spatele pieței agroalimentare. Coșuri de gunoi rupte, altele care stau să cadă, mobilier distrus, dar și echipamente de joacă stricate sau murdare. La cuvinte vrem să vă întrebăm ce părere aveți despre starea parcului. Nu e ok. Ce cuvinte aș putea să spun? Trebuie să spun. Aveți copii, nepoți pe care aduceți în parc? Da. Și sunteți mulțumite de echipamentele, de starea de curățenie, nu știu, de cum arată băncile, coșurile de gunoi? Lasă de dorit, s-ar putea și mai mult, dar nu-i interes. La fel se prezintă și parcurile din spatele blocului Moldova, locuri care au devenit pustii. Situația nu este prea bună nici în parcul din spatele blocului de pe strada Ceferiștilor, vis-a-vis de Biserica Sfânta Vineri. Sunt spații de recreere date uitării de autorități, fără nicio îmbunătățire de ani de zile. Singurul parc într-o stare mai bună este cel de pe calea Iașului, cartierul Aerodrom, amenajat în 2019 de fosta administrație locală. Acolo este un ansamblu de joacă pentru copii, dar și echipamente de fitness, mese pentru tenis și șah. Și aici însă coșurile de gunoi sunt distruse. Întrebați despre starea parcurilor din oraș, cetățenii spun că sunt dezamăgiți de cum arată majoritatea locurilor de petrecere a timpului liber și că sunt foarte puține echipamente pentru distracția celor mici. Mulțumim de starea parcurilor din Pașcani? Nu prea, că nu-s curate și nu-s pusă la punct ca lume. Poate sperăm în vara asta să fie. Da, îți varză, tăti! Dezordine! Dezorganizare, lipsa balansoarelor pentru copii, tot ce aparține de educația, de creșterea copiilor în mod civilizat. Ar trebui mai multă implicare, mai multe fonduri alocate, știu eu. Ce părere aveți de starea parcurilor din Pașcani? Cam proaste. Reprezentanții administrației locale au precizat într-o conferință de presă la începutul acestei luni că mai multe terenuri de joacă și parcul Riama se vor afla pe lista de investiții din acest an. Au fost în teren cu cei proiectanții pentru terenul de joacă și parcul Riama, deci în curând vom avea proiect tehnic și pentru aceste două investiții rămase în urmă. Sperăm că anul acesta să putem scoate la licitație și lucrările de execuție. De precizat este și faptul că din 2019 și până în prezent în municipiul Pașcani nu s-a amenajat niciun parc de joacă pentru copii, singurele lucrări făcute fiind cele de întreținere în locurile existente deja.